Bună dimineața! Credeți că vă țin aici în spatele laptopului? Bună dimineața, băieți! Jegosul pe zonă. Vino mai aproape puțin. Deci cam aproape. Plecăm la Lupușor! Băi, după cum bine știți, aproape de fiecare dată nu mergem cu mâna goală, avem ceva pentru Lupu. Sper să-i placă. Mergem să-l luăm de la școală, ca pe copilul nostru. Am rupt copiii aia. Băieți, vreau să o să vă stresez puțin la început, pe clipuri, cu următoarea întrebare. Vă place ceea ce facem? E ok? Ce a schimbat la daily vlogurile astea? Spuneți-ne părerea în comentarii acolo. Bun, e drum lung până în Vâlcea. Dacă simțim nevoia să zicem ceva pe drum, o să filmăm, o să facem. Dacă nu, ne vedem direct în Vâlcea. Imediat o să postez și eu pe story. Sper să vă placă clipul, încât să-l apreciați cu un like. Vino-mi face Coli. Să-l vezi. Vino-mă, Maria. Cel mai tare mecanic, băi, de fiecare dată. Hai, Maria. Motorul, băi, cel mai tare mecanic. Bine, toți sunt buni, dar el mă umflă mereu. Motor. Ca pe gâscan, e? Ca pe gâscan. Deci, stresule, tu ce umfli, bă, băiatule? Uite-l pe băiatul ăsta. Și bossul. E bossul. Am venit puțin cu mașinuța, boys. Am să facem probă cu mașina și lăsați postul. Am venit să verificăm un pic plăcuțele, că ne așteaptă Vâlcea și făcea urât. Așa că să testeze mașina. A, băi, să-i dăm și o culoare, mă, nu plecăm așa, bă, cu ea la Vâlcea, bă. A, bă, că nu te bag, nu vreau să-l băgăm pe vlog. O facem frumoasă pe Veronica și apoi plecăm, finally, spre Vâlcea. Mușică, băi, haideți înăuntru, băi. Am uitat de cel mai important aspect. Să-i fac eu mâna asta. Am uitat de cel mai important aspect, și anume estetica mașinii, băi. Mamă, de ce sare din oglindare? Mi-a făcut geamul patem. Estetica mașinii, băi, erau găinați de la mă, de pasăre, de porumbel, și ăla îți macină vopsea, și tocmai de-aia am dat repede o spălare. Trebuie să mai băgăm motorină, băi, ne-am dat delay mare, mă, la drum, băi, trebuia să ajungem la 2 și acum ajungem la 2:30. Dar n-are nimic, nu se supără nimeni, nu? Ia uite vacilii, băi, uite vacilii! Suntem la... sunt surorile tale, Coli. Suntem pe la... și la trecut de la... și acum mergem spre la... mă rog... mi-a scos, mamă, Lupule, să vezi ce bucăți îți dau când mă văd cu tine. N-aveam ce să fac acasă decât să mă duc la Vâlcea, să-l văd eu pe Lupul 14 ani, care bea țuică de lupi. Da, suntem pe la, și mergem la, bă, dar nu ne mai facem, mă, două benzi. Suntem pe munți, bă, nu știu unde suntem. Ajungem la Dealul Negru acum, unde se fac mimicii din carne de câine. Da, bă, că așa se zice. Ce, bă, băi, Gori, cât de prost poți să fii, mă? Să-ți trăiască ție familia ta. Da, uite-l. Mamă, uite că sunt opriți aici. Am înțeles. Nebunești. E celebrități aici, nu? Da, șofer de tir. Mamă. Ah.
Mă. Mamă, mai am, cât mai avem? 27 de minute. Ia uitați-vă aici la Dedulești. Ia uitați-vă ce e aici. Foame. Hai, poate mâncăm și niște mici când întoarcem. Shaolin Showdown. Mă opresc la mici. Am mâncat cu uții niște mici aici la Dedulești. Ne oprim, nu știu unde am fost, mă. Mi se pare că am fost la Cluj, ne-am întors, am luat-o pe aici, nu știu cum a venit. Dar știu că eram cu Uță, nu așa că era și Iza, dar eram eu, Oana, Uță și cred că mai era cineva, dar nu mai știu. Dar noi trei eram 100%. Și zice Uță, Conacule, mamă, știu eu de unde să mâncăm, ieftin și bun. Bă, eu nu știu de ce mai e percepția asta în capul oamenilor, ieftin și bun. Bă, frate, te să mănânci bun, bine, nu poți să dai un milion pe o nucă. Cum să-l am București, să-ți pune atâta farfuria și îți pune o bucată de aia de, așa de, zici că pune înghețață. Și zice Uță, știi unde să mâncăm ieftin și bun? Bine, mă, unde? Lasă că-ți arăt eu, dă-i înainte. Băi, și mă luăm pe aici, mă enervează ăștia, că noaptea ăștia pe aici, dar nu era noapte. Dar, în general, ăștia mai sunt câțiva agresivi care îi depășesc în scurt, așa, gen, pe continuu, n-au niciun stres. Mă rog, s-au putat urechi. Și? Și, deschide gura, gen, faci. Mamă, ce m-am speriat, am zis, păi, poliția, mâncați aici gura ta. Dar mă gândeam, zic, bă, ce am făcut? Că n-am făcut nimic, am mâinile pe volan, viteză mică, am 90. Hai că 90 am. Mă rog. Zic, unde vă uță? Ce? La Dedulești. Eu nu știam Dedulești. Am văzut câți mici ca astea, parcă auzim niște ceva mici de Dedulești sau ceva ce. Ieftin și bun, domnule, am mâncat-o, am fost cu mama, cu tata, că asta așa face, de fiecare dată când ne-a dus în Sinaia, sau nu știu pe unde, pe Predeal, Sinaia, Predeal pe acolo, ne-a dus și că știu eu un restaurant, am mâncat cu mama, cu tata, bun. Și a dat Oana și dracu și-a luat spaghetă, dreasă, mă, pieptene pe mine, pe un castronel de la așa vreo 47 de lei și eu am dat vreo, nu știu, 25 de lei pe o mână de aia de fasole cu ciolan. Și am mâncat, toată lumea s-a uitat la mine și că mâncam. Am mâncat cel mai ieftin și cel mai bun. Dar ei, scumpe toate, doar fasolea, că te caci pe tine de la ea, era ieftină. Așa, și zice, ieftin și bun, am mâncat eu cu mama și cu tata aici. Bă, când îl aud pe Uță, am mâncat cu mama și cu tata, zic, ha, mă, ce, să mi-ai dau o șansă. Ajungem aici, mâncați și grata, zic, cerem lui aia, ce nu aia de aia cu ce? 4 mici, eu 4 mici cu muștar, cu toate. Acum vine aia cu niște mici, dar lui Uță nu mai știu ce a făcut. Da. Vine cu niște mici, că erau cărnață, mă rog, mamă, uite așa erau. Băi, erau, știi cât? Erau mai mari ca scoase de expresie. Erau mari, mă. Și am zis, mamă, ce mici mari. Și lui Uță nu știu ce a luat nu știu, piept de porc, nu știu ce dracu a avut și a adus cotlet sau ceva de gen. Bă, mi s-a înfundat urechile. Deci nu vă luați niciodată după urechile. A vrut să-și ia ceafă, că mi-a povestit mie aseară. Da, a vrut să-și ia ceafă și i-a dat burtă de porc sau ceva de genul. El așa mi-a zis. Burtă de porc. El așa mi-a zis, ce mi-a zis Uță, așa zic. Burtă de porc. Băi, i-a dat piept de porc, mă, și l-a vrut să-și ia ceafă. Da, știu. Scăriță. Și mi-am luat, l-am înjurat, am luat, nu mă, și mi-am luat o ciorbă, n-aveam, era vai de capul ăla cu lăște. Vâlcea, băieții mei, Vâlcea, băi, pe un drum de vreo 3 ore, 3 ore și ceva, ia uitați-l pe... Băi, ăsta e unde a beat țică, bă. A? A venit noi... Uitați-vă, mă, a pus mâinile în șoță. Zici că e mama aia când venea de la câmp, așa, așa merge. Haide, bă, că am un litru de țuică, vină cu eu uite-l, mă, l-a luat la fugă! Ha, bă, lupoțule, măi! Ai ajutat mult? Cam două ore. Cam două ore? Tu de oră stai acolo, mă? Cam de două. Nu, de la unul. La unul? Și telefonul la unde l-ai? Că e descărcat.
Băi, el e lupul, pentru cine nu știe, e lupul sălbatic de pe live. Cât ne-ai, mă? 15. Mamă, bă, băiatule, băi, am venit în Vâlcea să te vedem. Ți-am adus un cadou, băi. Și o cană să bei țuică din ea. Am de capat însă, tu mai cum intre, băi. Dar tu nu stai în Vâlcea, în Vâlcea. Nu stau în Vâlcea. Dar aici unde stai? La... în Vâlcea. Păi și Vâlcea, Vâlcea unde? La Vâlcea. Hai să te duc acasă. Pe partea asta, bă, băi. Mai bun pe acolo, stai așa, stai să trag bani. Cu ce luai tu până acasă? Autobuzul. Și la cât timp vine autobuzul ăsta? E, la o oră și ceva. La o oră și ceva? Da. Păi cum o să mai stai o oră și ceva pe aici, mă, Berge? Deci trebuie să ne întoarcem noi aici, nu? Practic, da. Dă-i, mă, să fumezi. Vrei, mă, să fumezi? Nu, mersi. Nu, mersi. N-are țigă, nu poate fără. Nu merge fără. Bă, cum o să bei la vârsta ta? Surpriză. Ha? Surpriză. E primul an la liceu? Da. Mamă, gagici? Gagici ai, mă? Ce drag cu gagici? Eroare cu Ioana. Și da, chiar, cine mai e gagica ta? Ioana? Ioana dreaptă. Băi, nu transmiți și tu niciun mesaj, mă, la cu o gagică ceva acum? Vă pup. Băi, băieți, n-am mai făcut ending-ul cu lupul, că s-a întâmplat o chestie neașteptată. Bine, mi-a părut rău un pic de el așa, că am văzut că era bucuros când ne-am văzut cu el. Și după aia era... sunt tristase așa puțin. Am avut plăcerea să-l iau de la liceu, să-l aduc eu acasă, că tocmai de-aia am zis, bă, zic, ajungem să te iau de la liceu și să-l duc eu acasă. Am văzut că a ezitat o dată așa. Bine, mă rog, l-am dus acasă și s-a luat bunica lui de el și de noi, dar eu n-am treabă că cine suntem noi de la masă acasă. Cred că n-ați dat seama prima impresie a unui bunici când vede unul cu tricou cu jegos pe el, cu tatuaje, cu tatuaje și păr albastru, îți dai seama că e super ciudată. Și pe gorii lângă mine, el așa, el s-a dat jos de mai, eu am rămas în mașină, că am zis, da, și mă, că nu știu ce. Și a venit, că cheamă în poliția, că mamă. Bine, nu știu ce poamă e din șilopul, dar, bă, sincer, chiar dacă n-am stat noi la povești foarte, foarte mult așa, mă bucur că m-am văzut cu el. Lupușor, te pupă tata, chiar mă bucur că te-am văzut. Mamă, cum e pe aici. Și acum mergem în Vâlcea și noi. Trebuie să plătesc aia acolo. Băi, o dezamăgire totală în Vâlcea, adică... Eu nu știu ce pot să faci în Vâlcea, sincer. Deci am fost la mall-ul ăsta, River Plaza Mall, Adenau. Hai să vedeți unde se parchează aici. Mi-am luat integramă ca să nu mă cu 3 ore pe București. Ciudățică Vâlcea. N-am mai stat să mai postez foarte mult că sunt pe aici să ne mai vedem cu oamenii. Că nu vreau să mai postez pe aici. Mi-am luat o pițulina să am pe drum, două sosuri, o integramă să-l pun pe Cori. Două sosuri, mă? Da. Ce să? Băi, eu nu știu unde am pus biletul. Mă duc să plătesc biletul, cât trebuie să dau? 15, 2 lei ora, 30 de minute, 1 leu. Vă mulțumim, tichet pierdut 14 lei. E pierdere. Bun, băieți, cam asta e Vâlcea, nu? Am luat legătura cu Astrele și Astrele ne-au spus să nu stăm în Vâlcea. Nu mai venim în Vâlcea. Și cu orașele mai ușor. Bă, sincer, hai că ne vedem în mașină. Filmează-l pe prietenul meu, uite-l pe prietenul meu. Salut! Dă și mie un clanson! Un de-ala! Ăla-i! Se pare că seamănă cu Titi. Da. L-am găsit pe Titi. Băi, deci e incredibil, mă, frate. De la Vâlcea până la ieșire de pe A1 în București, o oră 41, o oră 27 de minute și de la intrare pe centură până în Pantelimon 43 de kilometri într-o oră 7 minute, mă. Mă las-o. Băi, doamna Firea, ce faceți, doamnă?
Uite, să stă, de 5 minute să stă. Stăm așa. Stai. Uite așa. Stăm așa. Cum? Uite cum? Ce facem, Alexandru? Dumnezeu să-l ierte că a murit. Uite așa, stăm așa. Vezi că ai pus mâna pe lentilă, să vede. Să vedeți moaca în mine când oricum mă grupez eu și fac eu outro. Să-i vezi pe toți aia care să țin după el. Stai. Mai spre dreapta. Băi, filmează acolo. Eu i-am făcut toți loc din aglomerație la o la salvare. Mamă, și toată lumea ca gâștele, ești de bun pui de rață, tată. Ia uite. Toți în curul la salvarea aia, că se duce tare. Deci există trendul ăsta de... Bine, că aici mai merge centura ca lumea. Ca gâștele, tată. Ca gâștele după mama gâscă. O zi extenuantă în care n-am făcut nimic. Bine, l-am văzut pe Lupușorul. Am văzut pe Lupușorul, Vanoș și pe voi cu noi. Am filmat două story time-uri pe drum. Sper să iasă super, super mișto. Mai am aici niște comenzi pe care le-am luat astăzi și trebuie livrate către oameni. Am un tricou alb. Cu ce ăsta? Ah, nice! Nice, 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 nice. Cu torpila, tată. Nice. Bun. O să intru pe site să vedem, să mai dau comenzi la ce mai trebuie. Să vedem ce se va întâmpla toată noaptea. Probabil o să stau să editez. O să stau să mai editez, să mai fac niște thumbnail-uri, să programez clipurile. Bun. Băi, cam asta a fost și daily vlogul nostru, cam asta am făcut astăzi. O să urmeze câteva ore de stat editat, stat la o țigară, vorbit, bam bam bam. Cățea, vino cu Ami, Alma, vino cu. Și cam asta a fost și ziua noastră. Îmi pare rău, sincer. Am cer scuze că nu v-am arătat foarte multe. Asta a fost. Sperăm că ziua de mâine să fie mai bună. Bun. Vă salută, fratele, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Follow pe Instagram la Jegosul Suprem. Like, subscribe la acest clip dacă nu ai făcut la acest clip. Subscribe la acest canal cu clopoțel dacă nu ai făcut-o încă. Eu am fost Conacu, ne auzim la următorul daily.